Chemarea la pocăință nu este un fel de chemare exterioară pe care Dumnezeu o dă și Dumnezeu stă în spate ca un spectator. Mulți oameni prezintă Evanghelia în felul acesta, dar Evanghelia nu asta este. Evanghelia nu este doar o ofertă pe care ne-o face Dumnezeu. Chemarea Evangheliei la pocăință nu este doar o ofertă pe care ne-o face Dumnezeu. Dumnezeu ne pune la dispoziție, Dumnezeu ne dă o șansă. Este mult mai mult decât atâta. Chemarea Evangheliei este însoțită de puterea lui Dumnezeu. Chemarea Evangheliei este însoțită de puterea Duhului Sfânt care lucrează în inimile celor care aud această chemare a Evangheliei. Acesta este felul de lucru al lui Dumnezeu. Este o chemare a Evangheliei, este o proclamare a Evangheliei, este o proclamare a tuturor lucrurilor care înseamnă Evanghelia, dar în același timp este o lucrare secretă, supranaturală, puternică, invizibilă, lăuntrică a Duhului Sfânt în viețile celor care aud această Evanghelie. Dacă am fi lăsați doar cu predicarea exterioară a Evangheliei, nu s-ar pocăi absolut nimeni. Noi am putea să ne întrebăm, totuși vedem în Sfânta Scriptură că Dumnezeu cheamă oamenii la pocăință și responsabilitatea de a se pocăi este lăsată pe umerii lor, corect? Fără doar și poate. Nu se pocăiește Dumnezeu în locul nimănui. Faptul că eu nu văd felul în care Dumnezeu lucrează și intern, pe lângă predicarea exterioară a Evangheliei, nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează intern. Este un semn când Dumnezeu lasă ca Evanghelia să fie propovăduită la scară largă. Este un semn că Dumnezeu vrea să mântuiască oameni. Nu lasă Evanghelia să fie predicată și chemarea Evangheliei să fie rostită doar așa aiurea. Da? Este un semn chiar în simplu fapt al predicării că Dumnezeu vrea să întoarcă oamenii cu sufletele, cu inimile către El, cu viețile către El.